Dragi sibieni, depinde de fiecare dintre noi să facem din 1 decembrie o zi specială. Anul acesta suntem nevoiți să sărbătorim Ziua Națională a României altfel decât prin parade militare și hore ale Unirii. Unii le vor regreta, alții vor spune că era cazul să vedem și ce altceva ne mai leagă. Anul acesta cred că ne leagă dorința de a fi sănătoși. Ca tu să fii sănătos, e nevoie să fie sănătoși cei din preajma ta. Suntem legați printr-un lanț invizibil, același prin care funcționează transmisia comunitară a unui virus respirator. Iar această legătură am văzut că nu are granițe, nici între localități, nici între alte țări. Anul acesta am văzut cât de legați putem fi de restul oamenilor de pe glob, chiar și de aceia pe care îi credeam departe și foarte diferiți. Alt port, altă limbă, dar aceleași probleme de respirație. Majoritatea țărilor au avut de înfruntat situații grave cu care nu ne-am mai întâlnit cei mai mulți dintre noi. Deși s-ar crede că în fața unui inamic comun, reacția firească e să fim uniți, pe unii acest virus i-a dezbinat și mai mult. Cei care cred că totul e o conspirație au intrat în conflict cu cei care poartă mască, progresiștii cu cei religioși, oameni care vor să se îmbogățească cu oameni care se străduie să salveze vieți, majoritarii cu migranții. În umbra pandemiei, aceiași unii au devenit și mai îndârjiți. Iată modul prin care aș vrea să sărbătorim Ziua Națională. Gândește-te la o persoană care te-a criticat sau care, poate, nu te-a înțeles anul acesta și urează-i sănătate. Fie că e român, rom, sas sau ungur, fie că e de la tine din partid sau nu, fie că îți place sau nu cum gândește, putem să nu fim de acord și totuși să ne dorim reciproc sănătate. La mulți ani, România, la mulți ani, români de pretutindeni!